trăindu-ne viața într-o lume a sloganelor și dezideratelor înțelenite adânc în mentalitatea societății de consum, ne-am adus singuri în postura în care este aproape imposibil să mai deslușim acea idee practică care să definească creștinismul real. Un sistem devenit parcă prea arhaic în ochii omului modern pentru a mai reprezenta prioritate pe ordinea de zi a fiecăruia dintre noi prin sloganele sale, societatea de consum a contemporaneității postmoderne ne-a condiționat așadar mintea să folosească clișee idealiste, dar fără o neapărată aplicație practică. Pericolul este unul real pentru că ne împinge, fără să ne dăm seama, într-o stare de falsă credință în care ne mulțumim adesea cu declarații nedublate în practică, Considerând că printr-o simplă vorbă rosită cu patos, am putea cumva rezolva problema dintre noi și Dumnezeu. Iată un scurt exemplu al adevărului biblic pe care îl rostim de multe ori, dar o facem mecanic și fără vreo intenție practică. Citez. Dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Am încheiat citatul înregistrat în epistola Apostolului Pavel către Biserica din Roma, capitolul 14, versetul 8. În această simplă propoziție se regăsește întreaga taina existenței omului pe acest pământ, a capacităților sale și totodată a forței motrice care îi propulsează viața. Secretul pe care chiar Dumnezeu vrea să îl transmită tuturor rezidă. Însă, într-un cu totul alt ungher al înțelepciunii decât ar părea la prima vedere, purtând cu sine o mentalitate total diferită decât aceea pe care noi, oamenii de rând, suntem obișnuiți să o punem în practica vieții cotidiene, acolo unde ne căutăm mai mereu împlinirea și fericirea în trăirile de moment. Marea taină stă așadar în faptul că undeva, dincolo de spațiu și timp, mai departe decât realitatea, însăși, dar mai aproape decât propriile noastre gânduri, se află veșnicia. O viață eternă și cu mult mai complexă decât ceea ce avem aici și acum. Dacă vrei așadar să ajungi cu adevărat mare, țintește către această mentalitate căci pregătindu-te să fii de pe acum un om adevărat în lumea veșniciei, cu siguranță vei fi un om mare și aici jos, pe pământul întunecat de păcat, în fond, lipsa oamenilor adevărați în aceste vremuri tulburi își are cauza tocmai în mentalitatea lacunară de a ținti mai mereu prea aproape și cel mai desea spre lucrurile fără valoare, în declarații fanteziste sau nedublate în practică. Tu alege însă astăzi statutul de om înțelept. Țintește sus, departe înspre veșnicie, umplându-ți mintea cu mentalitatea lui Hristos. Făcând așa, vei ajunge cu certitudine un om nobil chiar și aici jos, în această lume a umbrelor, unde vei lăsa ca în fiecare vorbă și în fiecare faptă să se simtă, să se vadă apartenența ta la cer și la veșnicie. Fiți binecuvântați!